Ce faceți, mă, bandiților? Astăzi o să vorbim despre echipamente. Ce folosesc eu și cam ce părere am. Încălțările. Am o pereche de ghete de vară sau de oraș, Alpine Stars Faster 2 și o pereche de ghete My Race, daineze, TRQ Out. Ghetele Alpine Stars, pe lângă faptul că arată foarte bine, sunt și foarte comode, dar, totodată, oferă și puțină protecție în caz de vreo trântă. Nu sunt cele mai sigure, dar pentru un vârtit prin oraș sunt mai mult decât suficiente. Sunt destul de ventilate, sunt peste gleznă, iar prețul lor a fost de 89 de euro, reduse de la 140. Au protecție laterală, un fel de slider, protecție înaltă la călcâi, iar talpa pare suficient de aderentă. Ghetele daineze, deja le port de 3 ani, iar dacă nu ai demers mult pe jos, sunt geniale. Rezistente la apă și au interior din Gore-Tex. Au protecții excelente în toate punctele cheie, gleznă, călcâi, degete sau gambă. După 3 ani, talpa arată cam așa, dar încă rezistă eroic. Căștile, aici e o poveste lungă. De curând am trecut pe AGV K1 după 2 ani de Scorpion 510. Diferențe? AGV-ul este mult mai ușoară, câmp de vizibilitate mult mai adecvat pentru motoarele sport, arată mult mai bine, este mult mai silențioasă și mai aerodinamică. Nu are ochelari de soare, dar nici nu-i folosesc, sincer să fiu. Și da, mi-am luat două. Un AGV K1 Winter Test, preț 170 de euro, redus de la 270, și un K1 Sole Luna, preț 220 de euro, redus tot de la 270. Scorpion EXO 510, casca pe care am purtat-o timp de 2 ani, o cască genială, dar destul de gălăgioasă la viteze de peste 120 la oră, iar viziera nu e chiar făcută pentru un motor sport. Plus ca mea era și destul de veche, era cazul să o schimb. Am trântit-o, am lovit-o, am dat-o de toate cele, n-am avut foarte mare grijă de ea. Preț? Gratis. Primită de la bikermag.ro, să rămână. Una bucată blănoasă, Ginger, fabricată în gunoaiele Brașovului în 2010, pârâie și zgârie canapeaua ca în prima zi. Ține de cald și iarna și vara, plânge mult dacă nu-i dai de mâncare și nu te lasă liniștit. Legat de geci, asta e geaca mea preferată, Ozone Jet 2. O geacă pentru tot anul, cu interior detașabil, eu o port și când e foarte frig, 2-3 grade, și când e foarte cald, 30-35 de grade. Albul se curăță ușor în caz că vă întrebați, iar un review mai complet vă las în descriere. Prețul, la fel, gratis, primită de la asfaltuscat.ro. Să rămână. În mâini port aceleași mănuși Alpine Stars SP8 V2 de vreo 2-3 ani. Niște mănuși genial de comode și mișto. Rezistente, aerisite, arată bine și protejează și mai bine. Nu mă așteptam să țin atâta timp, dar n-au decât urme ușoare de folosință. În rest, sunt ca noi. Nu le recomand sub 5 grade, că ți îngheață mâinile dacă mergi mai mult de 5 minute. Preț? Undeva pe la 100 de euro. Ca și bonus, ce tehnică folosesc pentru vlog? Un GoPro Max, camera 360, care e nouă, n-am apucat încă să o folosesc la adevărata capabilitate, e genială, abia aștept să o montez pe motor, am câteva idei. Abia aștept. Un filtru ND variabil pentru zilele pline de soare. Nu l-am folosit foarte des, dar o să fac anul ăsta, promit. Camerele principale sunt două GoPro-uri 3 Plus Black amândouă cu acelea setări. 1080p la 60 de fps-uri, Super View Mode. Una este camera principală, cealaltă stă ori pe parbriz, ori pe oglindă, ori pe selfie stick. Carcasele camerelor sunt amândouă găurite în dreptul mufelor. Toate videourile le editez pe un MacBook Pro 2018 Maxed Out, cele mai de top componente, cu Final Cut Pro, ca să nu ne chinuim, să facem treaba. Combinația mea preferată la echipament, deși nu e cea mai comodă, este asta. Combinezonul Bogoto de pe Luis.de, care este un combinezon foarte bun, raport calitate-preț, eu am dat 250 de euro și vă las un link în descriere. Combinat cu AGV K1 Winter Test. Combinezonul e destul de comod, moale, cu protecții CE la antebraț, coate, umeri și spate. Poate fi purtat 5 zilele mai calde, fără probleme. Îmi place că e destul de săritor în ochi. Are fermoar pentru a fi combinat cu pantalonii.
De asemenea, puteți vă luați separat slidere care costă 20-30 de euro în funcție de ce model vă luați. Și da, mărimile de pe site coincid cu realitatea. Recomand să vă măsurați și să vă uitați în tabelul lor. Vă las un link în descriere, dacă sunteți curioși. Cam asta a fost, dacă v-a plăcut, eu am închis lumina și am plecat. Hai, ne vedem, ciao, fiți bandit! Respir, aerul greu de atâția ani și tot jegul. Resping, cu haldă tupeu, autorități și orice reguli. Bați străzile astea în lung și lat, sunt la curent ca un trolebuz. Bat palma și apoi fac un blat, te calc în picioare, eu nu mă scuz. Beton, mi-e natura străină, mergem toți pe aceeași șină. Pieton, lângă pieton, parcă-s mașină lângă mașină. Fără cuvânt, o dau la întors, se schimbă toți, desca bordura. Fără avânt, de vlagă stors, cine mai poate să deschidă gura?